ești obosit? Nu. Lasă, lasă, că ai vâslit toată ziua. Nu, las, face bine. Vezi, asta nu înțelegeți voi, generația mai tânără. Fără mișcare, știi, fără sport, scleroza. Da. Să știi că sacul de dormit e cu puf. Mulțumesc, dar eu n-am. Lasă, lasă, lasă. Ești un băiat foarte bun, să știi. Povestește-mi ceva frumos. Pe care să vă spun, paia de la armată sau paia de la Cluj? Nu, nu, nu. Aia cu bicicleta galbenă. Era în septembrie 1956. Mă scol pe la 5:30. Nu știu ce aveam, că nu puteam dormi. Ies pe coridor și mă întâlnesc cu madame Izbășanu, care avea un băiat apicultor la Slobozia. Mai uitam, era în octombrie. Da, da, 18 octombrie. Vai, Corneluș, maică, să nu te urci în tramvaiul 4, că i-a schimbat traseul până săptămâna viitoare. Ai uitat că... Da, luasem și pachetul pe care ea trebuia să-l duc nepoțelului meu, care avea o reion. Da. Asta este. Tocmai atunci, pe coridor, trece un câine. Câine la etajul 6? Cum? Cum vă spun, nici mie nu mi-a venit să cred. Ne uităm la el, el la noi, madame Izbășescu, zice: Cuțu, cuțu, hai să-ți dau răptic, că e slab ca vai de lume. Câinele ca om se uită la mine cu ochii închiși, parcă ar vrea să-mi vorbească. E, ce te-ai oprit? Zii mai departe. Când ajung la etajul 3, liftul nu mergea, îmi dau seama că mi-am uitat stiloul. Era un stilou ca toate stilouri, cu capa, cu perițe de iridiu, cu agățătoare ca să nu care din buzunar. Avea culoarea albastră. Scriam cu cerneală pelican. Scriam cu cerneală pelican. Stilou e mai bun decât penița. Nu trebuie să o moi de fiecare dată. Scrii cu ea cât te ține cerneala din rezervor. Nu, mama, mă simt foarte bine. Nu mă doare gâtul. Am pus 2 mai euri pe mine. Las-o vata, plouă destul de mai ales vara, nu știu de ce plecare la 9:30, dacă reușesc să prins meu. Și? Bicicleta era galbenă și era rezemată de o bancă în parcul Ioanid. În parc nu era nimeni. Nici femei, nici copii, nici pensionar. De ghidon era agățată o plasă. Lipsea o pedală.
pedala din stânga. Intră! Monseur e servit. De câte ori nu ți-am spus, Vasilică taică? Monsieur. Monseur scriem, monseur zicem. Și umbli cu șoara vopsit. Iar ai tras din țigare. Dar de unde, Vasilică? Ce-ai nebunit? Eu și țigară. Ce nu fi pus-o, Vasile, că azi dimineață... Șase rușine. Îl vezi? Te spun. Dar cum îți permiți, bă, pârlițule? Mama ta. Dar cu cine vorbești tu, mai nenoroșitule, mai? Ce-i cu căciula aia în casă, de ții căciula aia în casă? Dar și asta e casă, aici stai balamuc. Din prijina curentului, monseul, că trage ca pișalău. Ieși amară! Adună-ți toate boarfele! Te-am concediat, monseur Vasile! Vasilică? Ce vrei? Te-ai supărat? Pișini, pima ta? Dar cine se poate supăra pima ta? Ma ta n-ai minte nici cât un pui de găină. Să fie rușine, magarule.